O manifestare de tradiție pentru amintiri frumoase în anii ce vor urma. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost marcată așa cum se cuvine la Luduș. Autoritățile locale, cele județene și, bineînțeles, sărbătoriții au participat la un program diversificat și cu multe surprize din partea organizatorilor. Peste 300 de invitați, dintre care 28 de cupluri care au împlinit anul acesta 50 de ani de căsnicie, au dansat, socializat și s-au bucurat de o zi în care atenția tuturor a fost îndreptată către ei, cei ajunși la vârsta înțelepciunii. Astăzi ne aflăm în a doua zi a lunii lui Burumar, o lună în care încercăm să ne aducem aminte cu recunoștință de faptul că fiecare lasă urme, unele foarte adânci și foarte bune în viață, în colectivitate și în ceea ce credem noi că se numește viața asta, excursia pe care o facem fiecare în trecerea noastră prin lume. Și dacă unii credem că primăvara e mai frumoasă pentru că aduce florile și mireasma lor, sau alții că vara e mult mai bună pentru că e caldă, și când ne gândim la toamnă, nu vedem neapărat numai frigul, ci și ce aduce ea, bogăția toamnei, iar iarna, inconfundabila iarnă, aduce sărbătorile acelea frumoase și aduce la minte despre o vară la fel de caldă. Dacă ne gândim la toate acestea, cu siguranță considerăm că fiecare anotimp în felul lui e frumos. Și lasă bunul Dumnezeu așa fiecare vârstă să-și aibă fericirea ei. Împreună astăzi, pentru a marca și a ne aducem aminte de vremurile bune și mai ales de faptul că rezistăm trecând peste atâtea obstacole împreună. Astăzi, zi de 2 octombrie, spuneam că ne întâlnim la inițiativa primăriei a Consiliului Local Luduș, aici cu dumneavoastră, pentru a vedea cine au fost cei care au reușit să treacă printre bune și printre rele, că viața nu este numai o câmpie, ci dealuri multe, cu multe probleme, suișuri și coborâșuri, și au ajuns și la 50 de ani de activitate. Însă pentru că toate lucrurile și-au rostul lor și mă bucur că reușim astăzi să ne vedem față în față și dumneavoastră la fel, că măcar așa poate duce mai departe un soi de tradiție, când ne vedem iată de câțiva ani, mă gândesc că e momentul să dăm cuvântul celor care au pregătit această surpriză frumoasă de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, a persoanelor cu mai multă abilitate în a rezolva problemele, pentru că știm cu toții, conflictul între generații a fost, este și va fi pentru totdeauna. Și îl invit alături de mine pe domnul primar, Cristian Moldovan, cel care vă va da și cuvântul de bun venit dumneavoastră, vă va oferi motivul real pentru care astăzi ați fost cu toții invitați la masa noastră. Haideți să-l primim pe domnul primar, Cristian Moldovan. Mulțumesc frumos! Preacucernici părinți, doamnelor și domnilor, stimați invitați, mă bucur foarte mult că suntem cu toții astăzi aici. Sunt onorat ca împreună cu dumneavoastră să sărbătorim astăzi ziua de 1 octombrie, deși astăzi este 2 octombrie, astăzi sărbătorim de fapt ziua de 1 octombrie și anume Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Cu această ocazie, în România și cred că nu numai, se aduc în discuție problemele persoanelor vârstnice, deloc ușoare și deloc utile, care vă fac viața grea și chiar foarte grea. Noi, generația de astăzi, avem datoria și noi, cei care reprezentăm anumite instituții, avem datoria să facem tot posibilul ca viața dumneavoastră să fie mai frumoasă. Nu trebuie să uităm pe cei care 40-45 de ani și-au dedicat viața față de generația de astăzi, față de România, față de orașul nostru. Eu știu că dumneavoastră ați contribuit cu toții la locul dumneavoastră de muncă, în activitatea care ați avut-o fiecare pentru dezvoltarea acestui oraș. Și vreau să vă mai spun că fiind o afirmația zilei de astăzi, eu potrivită, că nicio comunitate nu poate fi împlinită fără să aibă vârstnici împliniți și fericiți. Și cred că
trebuie să fim cu toții de acord cu acest lucru și vă spun cu siguranță că noi, din generația de astăzi, cu siguranță nu putem fi fericiți dacă părinții și bunicii noștri nu sunt fericiți. Astăzi, pentru că este o zi, zic eu, potrivită, sărbătorim și 28 de perechi care împlinesc 50 de ani de căsnicie, deci care își servează nunta de aur. Le doresc la mulți ani, multă sănătate, sunteți cu toții un exemplu pentru noi și ne rugăm la Dumnezeu să ajungem și noi acele zile în care să fim sărbătoriți. Vreau de asemenea să salut prezența alături de noi și mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean Mureș, domnul Peter Ferenț, că a reușit să fie astăzi alături de noi. De asemenea, vreau să mulțumesc domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, bineînțeles că știm cu toții, primar, două mandate, domnul Vigil Dancu, și reprezentantul Cancelariei Prefecturii, domnul Savu. Mulțumim cu toți, mulțumim tuturor că sunt alături de noi. Nu vreau să mai lungesc, doar vreau să vă urez o după-amiază deosebită, să rămâneți să vă distrați foarte mult, că meritați, să dansați, vă invităm la dans, și să uitați grijile măcar pe parcursul acestor câteva ore acasă. Vă doresc petreceri frumoase tuturor. În primul rând, bună ziua tuturor, domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, dragi invitați, stimați ludușeni, îmi revine deosebită plăcere ca să vă adresez câteva cuvinte în numele domnului prefect. Din păcate, dânsul n-a putut să fie alături de dumneavoastră. Și, în primul rând, aș începe cu mulțumiri pentru ceea ce ați făcut o viață întreagă. Datoria noastră este să continuăm, dacă putem, ceea ce dumneavoastră deja ați realizat. Ați construit o țară. Noi am preluat-o de la dumneavoastră și încercăm să o ducem mai departe, cel puțin la nivelul la care dumneavoastră ați ridicat-o. Pentru asta, recunoștință față de dumneavoastră și față de colegii dumneavoastră care astăzi probabil nu sunt aici sau care nu mai sunt printre noi. În al doilea rând, domnul prefect vă dorește multă, multă sănătate. Tot ce vă doriți pentru dumneavoastră și pentru familiile dumneavoastră. Vă urează distracție plăcută astăzi, să vi se împlinească toate visele și vă transmite prin mine că aveți un partener prin dânsul, oricând vă sprijină cu tot ceea ce poate din punct de vedere legal ca să vă rezolve unele din problemele care încă nu sunt rezolvate. Eu vă transmit și numele meu personal, multă, multă sănătate, putere să duceți mai departe viața cu greutățile și ceea ce sunt și bucuriile, care astăzi este o bucurie să fim toți aici în această sală frumoasă, distracție plăcută și multă, multă sănătate. La mulți ani! Mulțumim, domnul Savo, și pentru momentele următoare, pentru că, să știți, programul zilei de astăzi cuprinde și partea festivă și cea mai festivă decât acea parte festivă pe care urmează să o vedeți și dumneavoastră. Îl invităm alături de noi pe președintele Consiliului Județean Mureș, domnul Peter Ferenț. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, dați-mi voie, în primul rând, să vă spun și eu bună ziua. Engedjék meg, hogy mindenkinek jó napot kívánjak. Io considero che ziua de 1 octombrie este ziua persoanelor veșnic tinere. Așa sună puțin mai bine și mi se pare că nu uit la dumneavoastră că așa și este. Această zi este o zi deosebită pentru noi toți, dar consider că
Ziua de 1 octombrie doar este o zi ca și celelalte. Când ne gândim la dumneavoastră, noi trebuie să ne gândim la dumneavoastră tot anul, nu numai la 1 octombrie, că la 1 octombrie vă sărbătorim, este un lucru frumos, dar trebuie să ne gândim pentru că, practic, dumneavoastră ne-ați dat viață, dumneavoastră ne-ați crescut, ne-ați creat ceea ce am preluat noi și noi suntem obligați, avem această obligație să mergem în continuare cu terminarea acelor lucruri pe care le-ați început dumneavoastră și să le transmitem tot așa copiilor noștri. Cred că nu numai noi, dar întreaga societate are nevoie de dumneavoastră. În primul rând, să vă respectăm, dar are nevoie de dumneavoastră pentru că noi, cu noi toții, am învățat foarte mult de la dumneavoastră și în continuare, ce-ar face nepoții noștri dacă n-ați fi dumneavoastră? Deci, într-adevăr, tot respectul din partea mea pentru toți cei care deja au trecut de vârsta pensionării și ceea ce vă doresc în continuare, să fiți la fel de tineri ca și acum și de fiecare dată când vin la Luduș să vă întâlnesc pe dumneavoastră așa fericiți, la masă, cu, putem să spunem, pregătiți pentru un mic chef. Deci, multă sănătate și să ne revedem cu bine în Luduș de multe ori. Vă mulțumesc frumos! Este vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, fost primar al orașului Luduș și, evident, fiu al acestei comunități pe care îl invităm alături de noi, Ovidiu Dancu. Mulțumesc mult! Sărămânile, bună ziua tuturor, preacuceriși părinți, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, stimați invitați, dragii mei, mă bucur și încă o dată cu mare emoție particip alături de dumneavoastră la sărbătorirea acestei zile internaționale a persoanelor vârstnice. Spunea și domnul președinte, dar eu vreau să-l completez, păcat că din șirul celor 365 de zile, doar o zi este dedicată acestei sărbători. Restul de 364 înseamnă revenirea la normalitate, la preocupările dumneavoastră de zi cu zi, care, sigur, nu sunt foarte ușor de dus, de realizat, pentru că așa sunt condițiile. Dar, pentru că noi suntem aici, pentru că eu sunt aici, vă datorez în mare parte acest lucru dumneavoastră, pentru că încă o dată ați avut încredere ca în momentul alegerilor să dați crezare celor care ați crezut că pot. Și iată că putem. Pentru că din șirul promisiunilor de mai bine pentru dumneavoastră, iată că această guvernare PSD-ALDE a reușit și a dovedit și a făcut anumite lucruri pentru dumneavoastră ca să vă fie mai bine. Astăzi și de astăzi încolo. Să sperăm că lucrurile vor continua și că noi, cei responsabili de condițiile în care dumneavoastră trăiți, vom face acele lucruri ca să vă simțiți că suntem alături de dumneavoastră. Încă o dată mulțumim, felicitări cuplurilor care astăzi sărbătoresc cei 50 de ani de conviețuire și vreau să vă spun și să credeți în continuare în ajutorul și susținerea pe care noi, pornind de la Consiliul Primărie, Consiliul Județean, Guvern, le are pentru dumneavoastră, respectul față de dumneavoastră și tot ceea ce înseamnă o înțelegere a lucrurilor de care dumneavoastră trebuie să beneficiați. Vă mulțumim că existați, vă doresc la mulți ani, sănătate multă și distracție plăcută. Mulțumim, domnul Ovidiu Dancu, și trebuie să vă spun că sunt pregătiți organizatorii pentru momentul festiv, acela în care apreciem faptul că ați avut răbdare necesară, înțelegere necesară, curajul necesar pentru a trece acea barieră de 50 de ani de căsătorie. Nunta de aur, motiv pentru care florile vedeți că sunt pregătite, atențiile din partea organizatorilor și invităm alături de noi pe domnul primar, sunt convins că va avea plăcere să vă ofere fiecare dintre dumneavoastră aceste lucruri, alături de o poză care va rămâne amintire și încetul cu încetul să stabilim și un traseu pentru fiecare dintre familii, așa încât să fiți și dumneavoastră sau să intrăm într-un ritm normal al lucrurilor, pentru că sunt convins că cei care trec pe aici și vor fi aici chemați, se știu deja, să fiți pregătiți și dumneavoastră,
așa încât și colegele care trebuie să vă înmâneze acele atenții să știe exact în momentul în care veniți și pe dumneavoastră la fel. Și să începem cu cei care sărbătoresc 50 de ani de existență. Să-i cunoașteți și dumneavoastră și vă rog să-i și aplaudați pentru că merită aceste aplauze. Prima familie pe care o vom saluta și căreia îi va oferi domnul primar un buchet de flori este familia maghiarii Ioan și Iuliana. Haideți, vă rog frumos, stabilim și o ordine de intrare și o ordine de ieșire și o să vă rog să nu vă depărtați foarte mult de acest spațiu în care ne aflăm acum, pentru că la final dorim să facem o poză cu fiecare dintre dumneavoastră. Familia maghiarii Ioan și Iuliana. Pentru a rămâne pentru eternitate și pentru a avea amintiri plăcute despre o zi de 2 octombrie 2017. Mulțumim frumos! Alături de noi este familia Deteșan, Iosif și Ana. Familia Deteșan. Este prezentă. Familia Deteșan, Iosif și Ana, o altă familie care, iată, a ajuns la vârsta de 50 de ani de conviețuire împreună cu soțul dumnei, doamna Ana. Pentru momentele următoare, invităm alături de noi pe familia Călugăr Ioan și Silvia. Călugăr Ioan și Silvia. Este alături de noi familia Călugăr. Undeva acolo în spate. Se pregătește. Dacă nu, poate mai revenim și Poș, Vasile și Doina. Dacă familia Călugăr nu este astăzi alături de noi. Familia și Poș, Vasile și Doina. Sunteți prezenți? Este. Familia Șipoș, Vasile și Doina, care, iată, au împlinit 50 de ani de căsnicie. Exemple de bună practică, am putea spune, că în 50 de ani s-a adunat atâta experiență. Familia Buha, Doroftei și Lucreția sunt cei pe care așteptăm în momentele următoare alături de noi. Familia Buha, Doroftei și Lucreția. Așa mai cărdinem, ca după 50 de ani de căsătorie. Vă mai spun încă o dată, după ce fiecare familie va primi buchetul de flori și atenția din partea primăriei, o să vă invit pe toți aici la o poză de grup. Se pregătește să vină alături de noi și familia Nogi, Iosif și Viorica. Familia Nogi. Și se pregătește familia Fechete. Fechete Ioan și Viorica. Amintiri păstrate pe peliculă. Sunt convins că și diploma și buchetul vor fi cu siguranță elemente de aducere aminte măcar până anul viitor, când veți spune că și noi am fost în 2017 la acest eveniment Muntă de Aur. Fechete Ioan și Viorica și se pregătește familia Mătieș, Dumitru și Letiția.
Procedura este foarte simplă. Primiți buchetul, vă faceți poze. Lăsați și un autograf colegilor, ca ulterior să ne putem întâlni cu toții la o poză de grup. Familia Mătieș, Dumitru și Letiția. Pregătește familia Babă, Nicolae și Virginia. Familia Babă. Cei pe care așteptăm în momentele următoare alături de noi. Sper că sunteți în sală. Familia Babă este? Este. Chiar dacă la singular astăzi, doamna Virginia, Babă, se pregătește familia Vancea, Iacob și Elena. Familia Vancea, Iacob și Elena. Facem o convenție de semne, întotdeauna veniți pe partea, stângă, cum ar veni, și ieșiți pe cealaltă parte ca să puteți să onorați toate așteptările. Familia Vancea Iacob este? Vancea. Dacă nu trecem la familia Țâț. Țâț Vasile și Elisabeta. Este? Este, este. Se pregătește familia Poruț. Familia Poruț, Octavian și Dorina sunt următorii noștri premiați pentru răbdare, tenacitate, încredere și mai ales exemplu de conviețuire. Doamna Dorina și domnul Octavian Poruț, familia cu numărul 13 din lista noastră. Și se pregătește familia Șuta Simion. Familia Șuta. Șuta Simion și Maria. Îi așteptăm alături de noi și pe cei din familia Brudan. Brudan, Sterian și Iulica. Nu uitați și de poze. De amintirile unui an 2017, cu tot ce aduce el. Și haideți să aplaudăm și pe cei din familia Brudan, respectiv pe domnul Sterian. Și așteptăm alături de noi pe Maria și Ioan Păcurar. Maria și Ioan Păcurar. Păcurar Maria și Păcurar Ioan, dacă sunt alături de noi, îi așteptăm să vină. Astăzi, prin reprezentanți, o procură de reprezentare, familia Păcurar. Vecinii întotdeauna se mai apropiază de toate rudele, pentru că știu întotdeauna ce din Vorbentar. Și ne îndreptăm spre familia Rus, Vasile și Natalia. Familia Rus, Vasile și Natalia. Și se pregătește familia Oltean, Vasile și Maria.
Amelia Oltean, dacă este prezent aici, așteptăm alături de noi, Maria și Vasile Oltean, de pe strada Cinema. Puteți la rândul dumneavoastră să și aplaudați, mai ales că eu cred că vă și cunoașteți. Familia Oltean, Vasile și Maria, și îi așteptăm și pe cei din familia Găbudean. Găbudean, Laurean și Iorgulea. Familia Găbudean. Găbudean, Laurean și Iorgulea. Familia Găbudean are și echipă de PR astăzi, pentru ca amintirile să rămână cu siguranță undeva și pe rețelele de socializare. A 20-a familie pe care o felicităm pentru 50 de ani de căsătorie este familia Șofron. Șofron, Eugenia și Ioan. Și se pregătește familia Câmpian, Pavel și Lorica. Îi așteptăm alături de noi și pe cei din familia Câmpian, Pavel și Lorica. În 50 de ani de căsătorie a împlinit și familia Sobo, Maria și Eugen. Așa, merită încurajați. Familia Sabo, Eugen și Maria, următorii noștri felicitați, cei pe care îi rugăm să se apropie. Avem nevoie și de autografe, pe lângă faptul că veți primi o atenție, o diplomă, un buchet de flori cu atenție. Să nu uitați că imediat după aceea vom face o poză de grup. Covaci, Ioan și Irina. Și pe ei așteptăm, pentru că și ei au îndeplinit criteriile, adică 50 de ani de căsătorie. Covaci, Ioan și Irina, pe care așteptăm alături de noi, sau să ni se alăture într-un timp cât mai scurt. Familia Covaci. Avem noi o viteză în secolul ăsta, o viteză mai mare decât viteza de croazieră, așa încât poate ne grăbim noi prea tare. Thank you.
Ziua Internațională a Persoanelor Vâznice, ne gândim întotdeauna la cele două fațete sau la cele două fațete ale aceleiași monezi. Și pe de o parte se adună anii pentru că este firesc, este legea firii, pe de cealaltă parte recunoștința pentru că odată cu adunarea a vârstei, anilor într-o vârstă, se adună și înțelepciunea. Astăzi suntem la Luduș pentru a acorda atenție, poate într-un mod mai deosebit, persoanelor care au reușit, pe de o parte, să împlinească 50 de ani de căsnicie, dar și celor care, iată, au ajuns la vârsta senectuții a înțelepciunii. Cu ce s-a pregătit municipalitatea, cu ce s-a pregătit astăzi primăria și Consiliul Local pentru pensionarii, persoanele de vârsta a treia din Luduș? Da, ca de obicei și anul acesta, primăria orașului Luduș a sărbătorit acest eveniment ocazionat Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, în acest frumos ambient în care se desfășoară de câțiva ani buni, zic eu, în aceleași condiții, pentru că au participat și anul acesta, ca și anii trecuți, 300 de invitați și un număr de 28 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie anul acesta. Deci întotdeauna noi bugetăm la începutul anului o sumă care să acopere aceste cheltuieli pentru aceste 300 de persoane, de fapt, și facem cumva ca anual să invităm toți alți și alți pensionari vârstnici. A ieșit și anul acesta evenimentul cum ne-am așteptat. Avem noroc de vreme bună, așa că am avut o prezență foarte bună, pot să spun. Și sper ca ce le-am pregătit persoanelor vârstnice să fie pe măsura așteptărilor lor. Sper să aibă o după-amiază plăcută, pentru că merită acest lucru, pentru că, cum spunea și domnul președinte al Consiliului Județean, măcar în această zi în care îi sărbătorim, să facem tot posibilul, dacă nu în mai multe zile cum ar trebui, dar măcar aici, astăzi, să simtă cu totul și cu totul deosebit. Observăm de la un an la altul, pentru că iată această manifestare, putem să spunem deja că are tradiție, întrucât nu suntem la prima ediție, observăm un număr oarecare de cupluri.
pentru că sunteți cu siguranță cu ochii întotdeauna și pe statistici. Ce se întâmplă din perspectiva aceasta, pentru că anul acesta față de anii trecuți, numărul celor care au fost sărbătoriți este mai mare sau mai mic? Păi, a fost un an prodigios, acum 50 de ani când s-au căsătorit? Da, este mai mare de anul trecut, dar să știți că este și mai mic față de anumiți ani. Știu că am avut și peste 30 de cupluri. Acum nu știu exact, dar oricum anul acesta avem un număr bun și probabil o să se mărească, pentru că tot statistic vorbind, cum spuneți dumneavoastră, vârsta medie de viață crește. Așa că probabil în anii care vor urma vom avea mai multe cupluri care ajung la această venerabilă vârstă de 50 de ani de la căsnicie. Și cei care își vor aduce aminte cu siguranță cu plăcere de această dată, își mai aduc aminte că n-au venit doar la o festivitate de fațadă, cum se spune, ci se duc acasă cu amintiri frumoase. Da, ne-am pregătit la fiecare, bineînțeles, la fiecare doamnă câte un buchet de flori, o diplomă de merit, pentru că totuși eu zic că fiecare dintre aceste cupluri sunt meritoase, în primul rând, pentru că sau meritul este al lor, pentru că am ajuns la 50 de ani, această vârstă a căsniciei, și un mic dar financiar, 400 de lei din partea Consiliului Local pentru fiecare cuplu, care l-am dat an de an, care bineînțeles că nu reprezintă foarte mult, dar este, cum să zic eu, este un mijloc prin a le mulțumi pentru efortul care l-au făcut pentru dezvoltarea orașului nostru. Mulțumim frumos! Începutul lui octombrie ne aduce aminte de un lucru foarte important, pentru că punem față în față prezentul și trecutul și toate lucrurile parcă trec prin aceeași sită. Suntem la un eveniment dedicat persoanelor vârstnice, persoanelor ajunse la vârsta senectuții și reprezentați la nivel înalt județul, pentru că sunteți președintele Consiliului Județean Mureș. Cum găsiți sau din ce perspectivă abordați acest eveniment? Pentru că nu este doar un simplu eveniment la care trebuie bifată o întâlnire, ci e un fel de întâlnire cu trecutul, dar și cu o prezumție a viitorului. Ceea ce pot să spun, în primul rând, felicitări pentru organizator, pentru domnul primar. Pot să spun acum că 16 ani de zile până când am fost primarul orașului Sovata și eu am organizat în fiecare an, în luna octombrie, o întâlnire cu persoanele vârstnice. Consider că este un lucru benefic, chiar dacă, după părerea mea, aceasta este o zi în care chiar îi sărbătorim și ne întâlnim cu ei, dar trebuie să ne gândim în decursul anului, în fiecare zi la ei, pentru că este chiar generația care ne-a crescut, care ne-au învățat și care ne-au creat, practic, prezentul, și momentan consider că avem obligația ca să avem grijă de ei. Avem această obligație morală, în primul și în primul rând, și în al doilea rând să nu uităm că totuși încă și acum mai avem nevoie de ei, pentru că și acum ei au grijă de nepoței, de copiii noștri, și acum majoritatea părinților noștri și a bunicilor noștri, dacă sunt în puteri, încă ne ajută. Deci, într-adevăr, este o vârstă la care trebuie, în primul și în primul rând, să ne uităm cu respect. Deci, consider că acest eveniment, ca și celelalte din județ, sunt foarte importante. Într-adevăr, să simtă și persoanele vârstnice că ne gândim la ei, ne gândim la ei, îi sărbătorim și ceea ce le pot ura, ca să ne întâlnim de multe ori și tot să rămână tot așa veșnic tinere, cum i-am văzut aici astăzi în Luduș, în această sală, să aibă chef să se și distreze, nu numai să se gândească la ce farmacie trebuie să meargă și ce probleme materiale au. Deci eu când văd aceste persoane care într-adevăr văd că au zâmbetul pe buze și vin la astfel de evenimente, felicitări pentru ei, multă, multă sănătate le doresc și să ne vedem de foarte multe ori cu astfel de evenimente. Spuneam în urmă, cred că cu un an sau doi, atunci când mă aflam la acest eveniment, că atunci când persoanele invitate astăzi, iată, personajele principale ale evenimentului de astăzi se uită la noi, probabil că își văd trecută. Atunci când privim noi spre aceste persoane, ne vedem viitorul. Din perspectiva agendei dumneavoastră, pentru că vorbim cu președintele Consiliului Județean Mureș,
Din perspectiva acestei agende, cum par lucrurile în ceea ce îi privește pe ei și, evident, ținând cont de atribuțiunile și fișa postului pe care o aveți dumneavoastră? Pot să spun, în baza fișei postului, prea multe atribuții nu pot să zic că am. Mai multe atribuții au chiar primarii, care sunt responsabili în fiecare localitate, dar asta nu înseamnă că este important să ai atribuții în baza fișei postului. Eu consider că este, în primul rând, e vorba de moralitate. Deci avem această responsabilitate morală față de ei și aici trebuie să punctăm, pentru că, cel puțin când vorbim despre părinți, când vorbim despre bunici, nu este vorba de responsabilități scrise, ci este vorba de acea responsabilitate pe care o trebuie să o simțim cu noi toții față de acea generație care efectiv ne-a crescut și ne-a creat viitorul. Deci tot așa noi trebuie să ne gândim la noi înșine, care chiar unii nu peste mult timp vom trece peste perioada pensionării și tot așa probabil ne va cădea bine dacă copiii noștri se vor gândi la noi, ne vor sărbători și eventual ne vor întinde o mână de ajutor. Mulțumim frumos! Cu mare plăcere încă o dată vin la Luduș cu ocazia aniversării Zilei Internaționale a Persoanelor în Vârstă. Sigur, sunt oameni pe care îi cunosc, cu care am colaborat foarte mulți ani și cărora le datorez foarte multe lucruri, inclusiv ascensiunea mea politică. Sigur că obligația noastră ca și demnitar, ca și conducător ai destinelor județul și nu numai, având astăzi și calitatea de formațiune majoritară care formează guvernul, este să ne aplecăm foarte mult spre nevoile lor. Sigur, primii pași s-au făcut, consider încă insuficienți, dar faptul că am făcut anumite promisiuni și le-am realizat, consider că este un lucru deosebit. Vreau să-i felicit și pe cei care astăzi aniversează Nunta de Aur, cele 28 de familii, cărora vreau să le doresc multă sănătate și fericire, alături de cei dragi care încă mai sunt în viață.